Bună tuturor celor din Zodia Gemen sau care veți ascendentul sau luna în Zodia Gemen și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 1-15 noiembrie 2023. Și vom începe cu mesajul de la oracol unde avem forța amabilității. A arăta persoana bună care ești fără să aștepți nimic în schimb îți dă o putere extraordinară. Dacă în sufletul vostru s-a stricurat o persoană pe care nu o mai suportați, pe care nu o mai îndrăgiți sub nicio formă și ați vrea să o țineți cât mai la distanță de viața voastră, poate ar trebui să vă schimbați perspectiva, atitudinea sau gândul acesta, pentru că tot pe voi vă atacă într-un fel sau altul. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți să sau un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din tot sufletul! Energia principală pentru prima săptămână din noiembrie vine cu regiunea de cupe. Intrați în contact cu o persoană în semn de apă, rac, scorpion, pești, vorbim de foarte multă intuiție, e foarte posibil din curiozitate sau din nevoie să apelați la o persoană pe care o veți simți cu sufletul, să vă ajute să vă îndrume sau să vă spună ce vă așteaptă în viitor. Pe de altă parte, poate fi vorba de o persoană care vă este alături și care vă îndreaptă ușor, ușor pașii către succes. Este o persoană care o să vă ajute pe partea profesională, dar și pe partea financiară. Îmi apare un drum la unii dintre voi, un drum cu o realizare foarte mare sau un eveniment care o să vă aducă o împlinire extraordinară. Aici mă duc cu gândul și la o situație foarte interesantă. Ieșiți în săptămâna aceasta undeva la pădure, în, nu știu, iarbă verde. E un loc pustiu oarecum sau nelocuibil, să spunem. Mergeți undeva la țară, vă plimbați. Pe drumul acesta, pe o cărare, pe unde veți merge voi, să știți că veți găsi un semn, un bănuț, o mărgică, o petricică altfel, un obiect, ceva, pe care îl veți lua. De ce vă zic aceste lucruri? Pentru că vi se schimbă norocul. Acum nu trebuie să mergeți neapărat undeva să găsiți. Nu, Uh, sunt anumite situații care să vă îndrume pașii în perioada aceasta 1-15 noiembrie pe anumite cărări nebătătorite Și acolo veți găsi ceva, o să vă atragă atenția, ceva care să vă aducă mult noroc în următoarea lună sau în decurs de o lună de zile simțiți acel noroc în a doua săptămână văd foarte multă stabilitate financiară, profesională, legături de familie foarte strânse, foarte sigure, multă asumare. Veți fi foarte mândri, foarte siguri pe voi, vă simțiți câștigați, împliniți, reușiți în ceea ce vă propuneți. Puteți avea de -a face cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn cu semne de apă, rac, scorpion, pești, apar niște oportunități, oferte, întâlniți în niște persoane care vă schimbă viața, apar așa vești, vești nebunești poate la prima vedere, dar situațiile pe care le veți întâmpina și în a doua săptămână din luna noiembrie, vor încerca, deci, aceste situații să vă scoată din zona voastră de confort, din, nu știu, anumite, să scăpați de anumite obiceiuri, să uh, vedeți altfel lucrurile, să percepeți altfel oamenii și situațiile din jur. Iar voi ziceți nu și nu și nu lucrurilor noi care vor veni. Nu vreți să ieșiți din zona aceasta, doar că cu fiecare vorbă, cu fiecare persoană întâlnită și cu fiecare pas făcut, se distruge situația în care voi uh, vreți să rămâneți prinși. Da? Ușor ușor acceptați desprinderea aceasta pentru ceva mai bun. Poate are legătură cu viața personală. Vi se dau sfaturi sau un sau apar fel și fel de situații de a schimba ceva în povestea voastră și voi nu acceptați. Poate vi se propune să schimbați ceva la locul de muncă, să plecați în altă parte, să puteți face ceva pe cont propriu. Este o neacceptare care până la urmă o să fie acceptată de voi sau vă desprinde ușor ușor din situația actuală pentru a vă duce mai departe pe, pe către ceva mult mai bun. În dragoste mi-apare suferința. Cred că vor fi anumite situații, anumite trăiri în perioada aceasta care o să vă aducă foarte mult aminte de trecut. Prin câte ați pășit ca să ajungeți în punctul acesta. Și avem semne de apă, rac, scorpion, pești, semne de pământ, taur, fecioară, capricorn și semne de aer, gemen, balanță, vârsător. Grijă mare că aici încearcă cineva să vă împiedice reușita în dragoste sau să vă împăcați cu o anumită persoană sau să fiți bine într-o anumită relație pe care și așa o clădiți foarte greu. Și aici mi-apare lipsa de comunicare și de interes din partea persoanei iubite din cauza că s-a aruncat ceva pe lângă casă prin pași acestei persoane și a luat-o un pic pe altă cărare. Cred că aici o să analizați situația și o să vă dați seama că ceva nu este în regulă în povestea voastră și vreți să vă salvați această relație. Pe de altă parte, mi par destul de multe discuții în casă sau pur și simplu aveți activități împreună cu persoana iubită care să vă aducă mai aproape unul, din, uh, unul de celălalt. Din punct de vedere profesional, aveți un sprijin real, vă puteți baza 100% pe o persoană care are foarte mult potențial. Voi veți merge cu niște vorbe la această persoană, pentru că vă doriți o schimbare sau o îmbunătățire sau, nu știu, să vă schimbe tura, să vă schimbe oameni cu care lucrați și o să accepte spre surprinderea voastră. Pe de altă parte, dacă aveți o activitate independentă, veți fi foarte, cum să vă spun, foarte ocupați interacționați cu foarte multe persoane, clienți, nu știu, cumpărători, negociați, muncă în echipă, foarte, foarte multă forfătă pozitivă apare pe locul de muncă. Aici trebuie să fiți atenți și la o persoană destul de vicleană care ar încerca să vă ia un post, să vă ia fața, să vă ia stabilitatea, dar cred că veți fi pe fază și nu va putea face nimic. Financiar apar discuții, probabil cu persoana iubită, sunt discuții așa un pic mai aprinse vis-a-vis -vis de niște cheltuieli, ori strângeți pentru ceva, ori nu vă ajung banii, și aici cred că o să apară așa ca o tensiune, pot fi discuții cu persoana iubită sau este stresul vostru pentru o mutare, pentru a vinde, pentru a cumpăra o casă, o locuință, cineva vine către voi sau pleacă? Sau trebuie să recuperați o sumă de bani, pentru că pot fi niște discuții aprinse și în legătură cu o sumă de bani, iar pentru ceea ce ați muncit voi foarte mult, parcă v-ați luat gândul că o să mai recuperați ceva și brusc și dintr-o dată totul ia o întorsătură neașteptată. Pe sănătate, pe sănătate veți sta din ce în ce mai bine. Ați depășit -o, un moment greu, cum până pe sănătate și chiar primiți vești bune. De sănătatea unei femei sau dacă sunteți femei, voi vă veți simți din ce în ce mai bine. Provocarea vine cu o schimbare legată de viitor. Întâmpinați niște frici. Văd semne de aer, gemii balanță, vărsător. Eu cred că aveți un conflict cu o persoană de la drum. Vă văd destul de triști, de supărați în urma unor conversații, parcă cineva încearcă să vă compătimească. Sunteți conduși către o situație din spate, parcă sunteți împinși. Lucruri care nu vă cade bine. De ce sunteți împinși? De diavol, o energie negativă, o energie pe care... care pe care pe voi vă sufocă, mi s-o și vorbele. Dar voi tăiați rău ăsta. Nu o să permiteți să vă atace absolut nimic. Puteți se vede face cu semne de aer, gem, vărsător sau cu un capricorn, dar se văd clar niște dușmani, niște rivalități, le puteți observa chiar și voi, da? Este cineva care nu vă suportă. <coughs> Vrea să vă facă rău. Surpriza vine cu o situație veche, văd foarte multă nostalgie sau un eveniment pe care îl așteptați de foarte mult timp sau chiar de ani de zile. Apare un nou început. Vă bucurați, ori cumpărați ceva, ori mergeți într-un loc în care ați lăsat de mici copii să mergeți, ori în sfârșit aveți acea poveste de dragoste mult dorită. Vă cumpărați o casă, vă cumpărați o mașină, rezolvați o problemă, reparați ceva. Uh... Dar are legătură cu trecutul vostru Poate unii dintre voi veniți cu o dorință din, trecut, din, trecut, din copilărie Abia acum începe să se realizeze Se vede ceva foarte vechi care se deblochează acum în prezent Dar în fața voastră o să vină un succes foarte mare Care o să... Parcă vă copleșesc lucrurile care vor veni O emoție pozitivă și niște lacrimi de bucurie Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă învățuiesc pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!